lucrări de drumuri, se încadrează, sunt doar 23 de kilometri, se încadrează cumva în termenul de 3 ani de zile pentru podul suspendat. Prin această declarație în fața ministrului transporturilor de la acea vreme, dar și prin contractul semnat, constructorul se angaja să finalizeze în 3 ani atât podul peste Dunăre, cât și lucrările la drumurile de acces. Termenul limită din 2021 a fost însă prelungit cu un an. Ne aflăm pe drumul care ar trebui să facă legătura cu podul peste Dunăre. Până la sfârșitul anului mai sunt 4 luni, este data la care autoritățile au anunțat că se va putea circula pe acest pod de la Brăila, însă după cum puteți vedea se lucrează la drum, dar nu se știe dacă va fi gata până la acel termen. Pe șantier se lucrează, însă termenul de 4 luni este foarte strâns pentru finalizarea tuturor lucrărilor la drumurile de acces și la pasarela peste calea ferată, așa cum sunt prevăzute în contract. La televiziunea română suntem. Asta e drumul care va lega podul, nu? Da. Sunt șanse să fie gata până la sfârșitul anului? Avem delegat domnul Gărel Ieșeanu, el vă dă detalii, el... Dar din ce experiență aveți dumneavoastră? Sunt șanse să fie gata, măcar o porțiune să urce... Reprezentanții firmei nu au răspuns deocamdată solicitării știrilor TVR de a preciza data la care vor fi gata lucrările la cei 23 de kilometri de șosea. Ministerul Transporturilor știe însă că lucrările sunt în întârziere, dar insistă că firmele constructoare sunt obligate să termine totul până în decembrie. La pod, lucrările au depășit 80%. Podul este construit practic pe partea japoneză, dar la drumurile de legătură, acum stadiul fizic de execuție a ajuns la 35%. Drumurile de legătură intră exclusiv în sarcina constructorului italian. Iar acest constructor trebuie să recupereze și să urgenteze practic lucrările. Experții în infrastructură susțin însă că nu numai drumurile de acces sunt în întârziere, ci chiar podul însuși. Acolo încă se sudează tabierul, a trebuit să termină sudura permanentă a segmentelor de tabier în următoarea perioadă și cam de când strâng ultimul șurub la pod, ar trebui să vedem încă vreo 4 luni pentru restul finisajelor, partea de tensionare a cablurilor, bineînțeles testarea, care e în sine un proces destul de complicat. Totuși, specialiștii susțin că podul și o parte din drumurile de acces ar putea fi terminate până în decembrie dacă firmele constructoare urgentează lucrările. Podul de la Brăila ar urma să aibă o lungime de aproape 2 km, 4 benzi de circulație, dar și piste pentru bicicliști și pentru trafic pietonal.